Salut, raci! Voi face citirea pentru săptămâna 18 septembrie, 24 septembrie, o săptămână cu planetele personale în mers direct. Mai multe aspecte le veți primi la horoscop. Acum să vedem ce vă rezervă această săptămână. După luna nouă din Fecioară, așa cum am spus, este un început de ciclu. De acum încolo, toate lunile noi sunt pe o parte, lunile pline pe zodiile opuse. Și ne așteaptă eclipsele. Haideți să vedem. Fericirea. Voi sunteți sau vă doriți fericirea, dar întotdeauna acest soare, fericire, căldură, sufletească, iubire, sfatul este păstrați-l în sanctuarul inimii voastre, în cercul conjugal. Soarele întotdeauna este foarte fragil. Soarele poate să întrețină viața atâta timp cât are ce evapora. Poate să distrugă viața când nu mai are ce evapora. Și acum să vedem cum sunteți voi. Voi sunteți preocupați de faptul că ați fost trădați de cineva și sunteți foarte nemulțumiți. Vă gândiți unde ați greșit, că persoana respectivă și-a schimbat atitudinea și este o analiză, de fapt. O analiză în care puteți avea să vă pară rău de, eu știu, de o anumită atitudine care, eu știu, v-ați grăbit cu ceva sau v-ați vulnerabilizat cu ceva și vă pare rău de lucrul acesta, iar fericirea pentru voi reprezintă o relație cu un rege de monede. Poate fi o iubire, poate fi o relație creativă sau un hobby cu acest rege de monede și vă dă o stare de bine. Deci, un rege de monede care își arată dorința de a vă susține pecuniar, de a vă ajuta. Deci puteți să luați un împrumut sau să aveți un sprijin financiar dacă sunteți femeie, de la un bărbat cu ascendent zodie în Taur, un bărbat mai în vârstă. În ceea ce privește cunoașterea, voi vreți să cunoașteți mai multe lucruri despre o locuință, despre o casă. Poate că unii dintre voi chiar vreți să aflați lucrurile ascunse prin care voi ați putea să ajungeți la această casă. Fie că vreți să o achiziționați, fie că considerați că aveți acolo niște drepturi. Este un 4 de băte. Sunteți foarte preocupați de această casă, fiindcă arată cunoașterea, dorința voastră de a cunoaște, de a își afla mai multe lucruri sau chiar de a călători spre această cămin, această casă. Resursele, bunurile materiale, locul de muncă, cariera. Toată această gamă reprezintă banii. Începeți clar cu roata norocului. Deci voi vă doriți să aveți noroc. Această roată să se învârte în jurul, în favoarea voastră. Asta e dorința voastră. Dar niciodată nu știți cum rotește acest sfinx. Roata poate fi benefic vouă sau nu. Sfatul arcanei este: încercați să vă doriți ce e posibil, ce este adevărat, ce este corect, să vă doriți ce este drept, să fiți prevăzători și să vă ascundeți scopurile, dar și fermi în această atitudine, astfel încât ziua de mâine să fie o continuare a zilei de azi și veți primi în final cheia puterii în palma voastră. În schimb, la locul de muncă, voi
Vreți neapărat să ieșiți dintr-o stagnare. Este carul de luptă care vă reprezintă pe voi, racii. Sunteți ținuți într-o stagnare. Aveți o situație dificilă pe care trebuie să o țineți sub control și v-ați dori să ieșiți din stagnare, să progresați, dar trebuie să mergeți peste persoanele care v-au impus acest lucru, fiindcă această stagnare este o impunere și ați dori să mergeți peste ei și să le cereți socoteală, să vă impuneți voința voastră printr-un triumf. Dar totuși trebuie să vă înarmați cu mult curaj, multă energie și să vă cunoașteți drepturile și datoriile voastre. Acesta ar fi carul de luptă. Deci este totuși la locul de muncă, nu este foarte ușor pentru voi. Aveți o stagnare și vă e destul de dificil. În carieră, începeți ceva nou. O relație nouă, o prietenie, o călătorie, un proiect nou. Deci veți avea un lucru nou, un început nou, o energie nouă. Vorbim de comunicarea cu apropiații, contractele, relațiile cu prietenii. În comunicarea cu apropiații, frați, surori, veri, vecini, aveți o femeie cu ascendent zodie, lună plină în pești. Este o femeie înlăcrimată care vine și se plânge, vine și vă spune necazul ei. Deci comunicați cu această femeie. Deci o femeie îndrăgostită și bârfită foarte mult. Și din cauza asta este și înlăcrimată. În schimb, într-un contract, într-o asociere, legat de un proces, de căsătorie, de ceva, voi veți primi o veste prin care vi se comunică faptul că ați pierdut ceva. Ceva s-a încheiat. Și va trebui să acceptați această pierdere. Nu este un capăt de lume și nu sunteți singuri în această pierdere. S-ar părea că mai sunteți cu cineva. Adică aveți un suport moral, am zice. În schimb, 10 de cupe legate de relațiile voastre cu prietenii arată că vă bazați pe familie. Familia cumva este alături de voi. Sentimentele familiei, relațiile pe care le aveți cu acești prieteni, vă bazați și pe familie. Cămin, familie, schimbare și am zice sacrificiul vostru. În cămin, în familie, în relația cu un părinte, părintele, tatăl, să zicem, în relația cu partenerul de viață, voi aveți un blocaj, este o situație dificilă, nu puteți trece de acest blocaj. Dar totuși, dacă vă mobilizați și vă doriți numai dreptatea și adevărul, veți reuși să vă deblocați situația. Schimbarea este transformarea, este amăgitoare pentru voi. Adică priviți această schimbare ca pe un lucru surpriză, ca pe un lucru care va duce ceea ce vă imaginați voi. Deci nu vedeți realitatea, am putea spune, legat de această schimbare, transformare. Vă este foarte greu să vedeți realitatea. Sacrificiul vostru vine exact din această tendință a voastră, poate, de a acumula, dorința maximă de a obține niște bani dintr-o afacere, de a intra într-o afacere, unde ceilalți vă așteaptă așa, cum să spun, vă așteaptă cam să vă păcălească. Pajul de monede cam asta arată. El își dorește bani, nu observă tendințele celorlalți și poate să intre într-o afacere în care va pierde. Deci am zice că pentru voi foarte important sunt banii. Vă doriți bunuri materiale, resurse cât mai mari și aveți această roată a norocului, zice, să se rotească și pentru mine în avantajul meu. Și
locul de muncă unde voi v-ați dorit ceva și sunteți din nou ținuți în stagnare. Este o stagnare impusă din care nu puteți ieși foarte ușor. Deci, am zice, concentrarea la voi va fi foarte mare pe locul de muncă în această săptămână, mai puțin pe cămin, pe schimbări, și aici lăsați să se întâmple multe lucruri fără să le dați importanță și o să vă concentrați mai mult pe locul de muncă. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri, și nu uitați, dacă vreți să ajutați acest canal să se dezvolte, puteți să dați un like, puteți să vă abonați, puteți să transmiteți mai departe aceste citiri și nu vă costă nimic și vă mulțumesc!